Suntem refugiosurul. Refugiul Puha din Șaua Scării. Astăzi este 1 iunie. Bate vântul, nu se poate face nimic. Colegul Adi a reușit să plece către Bărcaciu de dimineață. Nu știu ce, pe unde o fi, ce se întâmplă. Nu este semnal. La refugiu bate vântul și este umezeală. Adică s-a pus la soarte. Și am pas atunci la refugiu, bate așa tare vântul, aveam o țin. Să vedem mâine cum o fi vremea. Mai rămân aici încă o noapte, poate chiar două. Suntem în căldarea Șerbotei, am coborât de la refugiu Scara. Sus în creastă era vijelie, nu se vedea nimic, zăpadă udă și destul de mare. Aveam găsit marcajul în căldarea Șerbotei. În față se vede capana Negoiu. El se pare că o să coboare către Bărcaciu. Eu se vede pe unde... Am sosit și în patul văii Șerbotei. Iată cabana Negoiu. Aici a fost o tână. Din păcate nu a mai rămas nimic, nici măcar un schelet. Suntem în dreptul unui pârâiaș. În continuare vremea este urâtă. Urâtă în creastă, aceea este acceptabilă, dar bate vântul. Iată, este ceață de la 1800 de metri în sus. Chiar să nu se vede nimic. Asta nu este creasta principală, ceea ce se vede.